Serviciul fitosanitar rus a returnat un lot de 90 de tone de mere care provin din Polonia și Republica Moldova. Fructele erau reexportate din Belarus în Federația Rusă. Moscova susține că mai mult de 90 de tone de mere din Moldova și Polonia au fost transportate cu încălcarea normelor de tranzit. În total, Rosel Hoznadzor a returnat în jur de 190 de tone de fructe și legume. Instituția a motivat că a găsit o serie de încălcări în actele care însoțeau marfa. Circa 20 de tone de mere din Serbia la fel au fost returnate. Acestea nu ar fi avut acordul inspectorilor fitosanitari din Belarus care să garanteze calitatea marfei.